Bun regăsit, dragi prieteni, numele meu este Romulus Gabriel de la Gabi Implant și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. În episodul de astăzi vreau să vă arăt cum se plantează corect begonia cea cu tubercul, pentru că mulți dintre dumneavoastră nu știți, pentru că sunt două tipuri de begonii, cele cu rădăcină și cele cu tubercul. Azi o să vă arăt cum se plantează cea cu tubercul. Pentru plantare vă trebuie neapărat unghii veci, foarte bine găurit pentru scurgerea apei. De preferat trebuie să fie de 3 litri sau numărul 6. Mulți dintre voi nu știți unde este scris acesta. Este pe fundul capacului. Este 3 litri, observați aici, sau numărul 6, acesta vi-l recomand. Și neapărat vă trebuiește pământ de flori amestecat cu turbă, neapărat, și perlit pe 6. Deja am făcut amestecul, vedeți. Pământul trebuie să fie foarte bun. Aceste granule albe este perlitul pe 6, care ajută foarte mult la bulb și la umezeala pământului. Este un îngrășământ foarte bun pentru begonii și nu neapărat numai pentru begonii. Partea cea mai importantă este cum îl plantăm. Bulbii de begonie, ele se plantează direct pe centru și cu partea concavă în sus. Aici este o. Trebuie se plantează așa. Are rădăcinile, se plantează direct în centru. Apăsați foarte bine în jurul bulbului pământul. După care o să puneți pământ deasupra lui. Bulbul se plantează la aproximativ adâncimea lui, trebuie să fie la aproximativ 3-5 cm. Nu mai la adâncime foarte mare, pentru că în cauza udării este posibil ca bulbul să clocească în apă și să putrezească. După ce ați fixat bine bulbul în centru, puteți presera după aceea pământ turbă, neapărat turbă, dar puteți să nu mai puneți perlit și îl puneți direct din centrul bulbului. După ce ați plantat bulbul, neapărat trebuie să udăm. Udarea se face în două moduri. Trebuind ținând cont că dumneavoastră ați plantat bulbul în centru ghiveciului, niciodată nu se va uda în centru. Se va uda pe margini, ori dacă nu, în farfurioare prin absorție. Asta este cel mai bun lucru. Și apă foarte puțină, pentru că tulpina este foarte suculentă și având atâta apă, dacă mai adăugăm și noi apă foarte multă, cu siguranță o vom pierde. În timpul înfloririi trebuie neapărat și să folosiți fertilizanți de înflorire. Odată la 2 săptămâni trebuie să puneți neapărat. Cam asta a fost totul despre begonii. Noi cei de la Gabi Implant vă urăm să aveți o primăvară înflorită. Toate cele bune!